Un loc de reculegere în memoria regelui Mihai a fost amenajat și la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Lăcașul de cult a fost sfințit acum 71 de ani în prezența majestății sale. Despre legătura regelui Mihai cu Timișoara ne vorbește acum Ana Maria Chevereșan. Ana, bună seara! Bună seara, regele Mihai a contribuit la înființarea unor importante instituții din Banat. În anul 1944 lua ființă Universitatea de Vest printr-un decret semnat de regele Mihai. De asemenea, Filarmonica Banatul a fost constituită tot printr-un act semnat de rege. Până la abdicarea sa din decembrie 47, regele Mihai a vizitat de mai multe ori Timișoara. După Revoluție a venit în oraș abia în 1997 la invitația mitropolitului de atunci, Nicolae Cornea, pentru a sărbători Paștele, iar ultima oară a călcat pe pământ bănățean în anul 2009. Ei bine, astăzi, după ce a aflat trista veste, în alpreasfinția sa Ioan Selejan, mitropolitul Banatului a cerut să fie trase clopotele. La intrarea în Catedrala Mitropolitană, în dreptul portretului cu regele Mihai, au fost aprinse lumânări și a fost amenajat un loc de reculegere pentru credincioșii care vor să aducă un omagiu ultimului suveran al României. De asemenea, la catedrală a fost oficiată în această seară o slujbă specială de pomenire. Ne-am mândrit totdeauna noi bănățenii și nu numai, pentru că am putut să-l cunoaștem chiar eu personal, fiind prezent de mai multe ori în această catedrală, al cărui ctituri a fost. Regretăm trecerea la Domnul și rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i așeze sufletul lui acolo unde toți sfinții se odihnesc, în împărăția lui Dumnezeu. Începând din această seară, după terminarea veceniei cu litie, va fi pomenit majestatea sa până la mormântare și nu numai, și după aceea o să-l pomenim și o să-l avem în sufletele și în inimile noastre.